I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I'll do it again. Add it up, bankroll, euro. Mulți dintre urmăritorii canalului Mihai Jeliu adoră clipurile în care le prezint topul celor mai noi și interesante jocuri pe care și le pot instala pe telefoanele lor de pe Play Store. Iar ca să vă dau un strop de fericire în viața voastră, m-am decis ca astăzi să revin cu încă un clip interesant cu jocuri mega tari. Pentru cei care sunt noi pe canal, vă urez un bun venit și vă mulțumesc tare mult că v-ați abonat. Chiar aș aprecia cei care sunteți noi aici pe canal să-mi lăsați un comentariu pentru a vă ura un bun venit. În materialul de astăzi am să vă prezint 5 jocuri gratuite, online cât și offline și care se pot juca pe telefoane cu specificații medii sau flagship. Ceea ce trebuie să știți este că unele dintre acestea 5 pot ocupa un spațiu de peste 2,7 GB. Dar înainte să încep să vă prezint cele 5 jocuri în acest clip, am să vă rog să mai lăsați încă un comentariu cu care este jocul vostru preferat pe care îl jucați zilnic. Chiar sunt curios să văd voi ce jocuri mai jucați. Acum, hai să vedem care sunt cele 5 jocuri mult așteptate. Să-i dăm drumul! Primul de pe lista noastră îl avem pe Pirates, un joc MMORPG din categoria jocurilor survival în care vei fi nevoit să-ți procuri hrana prin vânat, să-ți creezi propriile unelte, să-ți repari barca și să încerci să scapi de pe insula de pe care ai naufragiat. Vei putea din urma vânatului să-ți creezi haine, încălțăminte, să aduni bambus, să realizezi un adăpost și multe altele. Chiar este un joc reușit care merită încercat măcar o dată. La cel de-al doilea joc facem puțin schimb de peisaje, respectiv de la un joc interactiv la unul puțin horror dacă îl joci cu căștile la urechi. Țin să menționez că jocul este recomandat persoanelor care au peste 18 ani pentru că vor fi câteva situații puțin mai sângeroase. Jocul se numește Endless Nightmare și chiar este un coșmar nesfârșit unde vei fi nevoit să fugi să te ascunzi de o stafie prin diferite camere sau dulapuri de prin casă. Va trebui să găsești indicii de la locul faptei și de a depista cine este criminalul care a ucis persoana ce bântuie casa. Un joc care ți se face pielea de găină din primele minute jucate. Chiar vi-l recomand să-l încercați. Ca să ne revenim de la jocul de mai devreme, vă prezint pe cel de-al treilea din acest video care se numește Over Red Racing. Per total, este un joc cu curse cu mașini puternice și retromodernizate cu care vei realiza anumite misiuni. Fie va trebui să realizezi un anumit punctaj din drift, fie de a ajunge la un punct într-un timp cronometrat, fie în trecere cu alți jucători. Ce mi-a plăcut este că rar vezi jocuri cu astfel de mașini retro sau cum s-or denumi ele, ce arată superb și sunt bine realizate. Cu cât vei obține punctaje cât mai mare în urma task-urilor încheiate, cu atât vei câștiga mai mulți bani pentru a customiza mașina sau de a-ți debloca una nouă. Link-ul îl veți regăsi în descrierea acestui video. Mai departe, trecem la un joc puțin mai anime, dar care să fiu sincer este unul destul de distractiv și mie unul mi-a plăcut foarte, foarte mult cum este gândit. Întotdeauna japonezii au realizat anime-uri ce au avut succes, indiferent dacă era joc, film, îmbrăcăminte și așa mai departe. Ei bine, jocul se numește Goddess of Genesis sau prescurtat GOGS. Acesta este un joc 3D online 5 vs 5 cu lupte dintre eroi și caractere ciudate care dispun de abilități de luptă. Fiecare caracter sau erou în parte dispune de o putere pe care o poți activa sau schimba între ele și cu care poți ataca adversarii. Ai la dispoziție o limită de mutări pentru a doborî cei 5 membri inamici, deci fiecare mutare de luptă va trebui gândită și pusă în aplicare pentru a nu ajunge să irosești mutările și să fii învins. Ultimul joc, dar și cel mai interesant din acest clip, se numește League of Legends Wild Rift.
După succesul impresionant pe care l-a avut adevăratul League of Legends dezvoltat și comercializat de către Riot Games, aceștia au creat și o variantă mobilă în care veți face o echipă de 5 vs 5 adversari și în care vă veți lupta online cu toate forțele și abilitățile pe care le aveți. Jocul dispune de o structură dual stick pe mobil, dar mecanica rămâne în esență aceeași ca League of Legends de pe PC. Veți putea alege caracterul cu care să luptați la fiecare joc început și să experimentați puterile fiecăruia. Jocul este identic cu cel din League of Legends de pe PC, un MOBA de 5 vs 5 cu o hartă ușor mai mică și controle cu stick dublu, iar meciurile vor dura aproximativ 15 minute, destul cât să-l jucați într-o pauză. Cam acestea au fost cele 5 jocuri din acest episod mult așteptat și dorit de voi. Dacă v-au plăcut jocurile din acest video, arătați-mi printr-un mare like și un subscribe dacă n-ai făcut-o până acum. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!